La alegerile parlamentare din data de 6 decembrie își pot exercita dreptul la vot prin intermediul urnei speciale mobile și persoanele aflate în carantină sau izolare din cauza pandemiei de COVID-19. Este vorba despre urna specială. Cetățeanul cu drept la vot aflat în carantină sau în izolare la domiciliu din cauza infecției cu COVID-19 în locația declarată sau într-un spațiu desemnat de către autoritățile competente poate vota pe data de 6 decembrie la alegerile parlamentare prin intermediul urnei speciale. De această urnă specială pot beneficia atât cei blocați din cauza pandemiei de COVID-19, cât și persoanele netransportabile din motive de sănătate și cele care execută o pedeapsă privată de libertate. Dacă este în carantină, alegătorul trebuie să depună o cerere pentru urna specială însoțită de copia deciziei de carantină emisă de Direcția de Sănătate Publică Județeană. Dacă cetățeanul cu drept de vot se află în izolare la domiciliu, în locația declarată ori într-un spital special desemnat de către autoritățile competente, poate vota prin intermediul urnei speciale dacă depune o cerere în acest sens și copia unuia dintre următoarele documente. Biletul de externare din unitatea sanitară care confirmă diagnosticul și indicația de izolare. Decizia de izolare emisă de Direcția de Sănătate Publică Județeană. Rezultatul testării COVID-19 din ultimele 14 zile.